Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Începem o nouă săptămână împreună. Bună dimineața, Valentin. Bună dimineața, dragă Georgia. Ești cam energic în dimineața asta și mă agiți. În mod ciudat, nu prea am dormit foarte mult aseară, dar am o doză de energie și nu știu unde. Aseară s-a întâmplat treaba cu pisicile? Da, aseară s-a întâmplat treaba cu pisica. Atragem așa un clopoțel pentru cei care își deparazitează singuri pisicile acasă. Dragilor, puneți-le pipetele pe ceafă în partea de sus. Eu am pus pe ceafă în partea de... Exact, pe cap. Eu am pus în partea de jos, pisica mea s-a lins la acea pipetă care este destul de toxică pentru corpul ei și a început să facă urât cu clăbuci, cu lucruri. Am dus-o la veterinar. E ok, pisicuța aia acasă, okay, cred, da? Că doarme la ora asta sau se uită la noi, cine știe. Sigur, a dat drumul la televizor pe Metropola TV și a stres să mă uit musai la Vali, că îi datorez asta pentru aseară. Eu zic să revenim la lucruri serioase și anume la rubrica Revista Presii. Vorbim tot despre animăluțe, chiar și în cadrul rubricii Revista Presei, din câte înțeleg. Dar animăluțe nu din astea drăguțe care stau și dorm acasă pe canapea, ci despre animăluțe sălbatice, dragilor. Pentru că probabil ați auzit cu toții ce s-a întâmplat în acest weekend cu acea femeie pe lacul Mori și, din păcate, putem să spunem că nu este o surpriză faptul că apar astfel de incidente și de accidente. Evident că nimeni nu se gândește... Mamă, când o să se întâmple, dar din moment ce știm că sunt niște instituții care nu prea își fac treaba în legătură cu o anumită problemă, evident ne așteptăm să apară astfel de lucruri. O femeie a fost, nu știu cum să spun, a fost ucisă, ca să nu folosim termeni mult prea duri, a fost ucisă de câini, de câini vagabonzi, care nu ar trebui să existe nicăieri. Nu spun într-o capitală europeană, nu vreau să folosesc formularea asta pompoasă. Câinii aia sunt acolo de ani buni. Deci nu sunt de ieri de azi, nu a apărut din senin, s-au înmulțit între niște câini și... Cei care locuiesc în zona au și făcut câteva sesizări în această Foarte direcție. Multe. Iar poliția cumva spune că nu intră în atribuțiile lor, că evident, la drept vorbind, nu poate domnul polițist să stea să alerge după câini în parc. Înțeleg că sunt împărțite cumva atribuțiile, în sensul în care cei de la ASPA sunt responsabili să prindă efectiv câinii. În schimb, când vine vorba de câinii care locuiesc sau... se refugiază în anumite curți, polițiștii trebuie să intervină. Doamne, trebuie ordin de evacuare de la judecător sau ceva. Adică, din câte mi-a povestit o colegă de-a noastră de la știri, ieri, domnii de la ASPA alergau câinii pe acolo cu niște plase din acelea, ca în desenele animate, ca în Tom și Jerry să-i prindă. Și nu au reușit să prindă din ei. Adică... E foarte greu. Uite, dacă mai ții tu minte, noi aveam o cățelușă jos aici la Casa Presei, care avea, am dedus eu că ar fi o tumoare, și am sunat la ASPA să o prindă. A durat vreo 3 zile, timp în care au repetat intervenții, au tot venit și n-au reușit să o prindă. Pentru că era foarte speriată. Bine, acum, în opinia mea de nespecialist în domeniul prinderii de animale, cred că pot exista dispozitive tip pistol cu ceva, nu știu, tranquilizant, mă gândesc, care să nu omoare, Doamne ferește, animalul. Nu știu cine umblă cu ele la purtător, mai ales în momentul în care te duci să faci jogging și te aștept să fie o Nu, mă gândesc pentru intervenții. Domnul de la ASPA ar trebui să le aibă în dotarea instituției, efectiv. Dar, într-adevăr, cred că e vorba și puțin de prevenția noastră, să ne gândim, să anticipăm noi niște lucruri, dincolo de instituțiile care nu își fac treaba. Așadar, din păcate, un astfel de accident este un semnal de alarmă pentru noi toți, mai să știm că în zona aia ASPA, poliția, whatever, nu știu cine, nu-și face treaba și sunt câini și ar trebui să o evităm. Dar vedem, bărbatul care a salvat-o pe doamna în cauza anul trecut a dat și niște declarații și el a spus că a sunat în repetate, nu și-a raportat chiar și lunile trecute, nu doar atunci n-a salvat-o pe doamna anul trecut, chiar și lunile trecute și nimeni nu a luat nicio măsură. Adică, să fim serioși, este o instituție în România care nu poate să prindă niște câini. Bine, deci, și vorbim de o... E strigător la cer. De un eveniment în care această doamnă, Dumnezeu să o odihnească, a fost accidentată grav în urma acelei altercații cu câinii. Prima dată înțeleg că a avut și operații. Nu vorbim despre o sperietură, că au venit niște căței, te-au lătrat, te-ai speriat, ok, și ai plecat. Atunci au mușcat-o destul de serios. Și ok, te gândești că într-un fel sau altul, în momentul ce s-a întâmplat treaba asta și atunci a fost foarte mediatizat evenimentul. Nici după lucrul ăsta nu s-a întâmplat nimic și este nevoie să moară o persoană ca, evident, și după să nu se facă nimic, dacă ieri alergau ca Tom și Jerry după căței și nu puteau să-i prindă. Revenim și la incidentul din lacul Tei de acum ceva ani, când, iată, un copil a fost ucis de câini. Evident, categoric. Atunci au existat câteva speculații că, de fapt, ar fi fost un câine cu stăpân.
Dar în orice caz ar trebui luate măsuri. Înțeleg că mai avem o știre care acoperă cumva partea de prevenție în ceea ce ne privește pe noi. Exact. Ce ar trebui să facem? Cum ne apărăm de câinii agresivi? E vorba în special de cei vagabonzi, pentru că de la cei care sunt ai cuiva, ne așteptăm să ia atitudine proprietarul, dacă patrupedul latră la noi când mergem pe stradă. Evident, cât se poate de clasic și de clișeic, nu intra în panică. Ok, pe asta am înțeles-o, dar uite, vedem și să evităm contactul vizual direct cu câinele. Am înțeles că în această situație, dacă îi privești în ochi, îi simt cumva că te-ar domina. Mai ales că ei sunt ghidați așa de niște instincte, animale fiind foarte animalice, nu știu cum să exprim altfel ideea asta. Ei cumva simt că vânează cei care sunt foarte înfometați și care au intenția de a te ataca. Ei nu te atacă doar pentru că vor să-și facă rău și să plece, ei vor efectiv, Doamne iartă-mă, să se hrănească unii câini, mai ales cum vorbim și despre cei de pe lacul Mori. Să-ți protejezi, vedem, fața, gâtul și pieptul, niște zone mai sensibile care îți pot cauza răni mai grave și o stare de sănătate mult mai gravă, adică dacă te mușcă de un picior, ok, se poate rezolva mult mai ușor decât dacă te mușcă de gât. De la gât avem niște vene mult mai groase, mult mai importante, pe unde circulă mult sânge și dacă suntem mușcați de acolo, e riscul să pățim lucruri evident mult mai grave. Tu ai pățit vreodată vreo treabă de genul acesta cu un cățel? O singură dată alergam în parcul circului și era un cățel, era o doamnă și un copil și am presupus că e câinele lor, am alergat în continuare și la un moment dat câinele a început să se țină după mine și am întrebat, doamne, câinele dumneavoastră? A zis, nu. Părea drăgălaș, dădea din coadă și am zis, ok, am crescut la țară, câinii care dau din coadă sunt de sunt treabă. Sunt ai mei. Și l-am mângâiat și a fost ok până într-un punct în care el a început să-mi ronțăie mâna. Am zis, ok, e foame. Dar a fost o chestie okay. Foarte, foarte rapidă. Mi-a retras mâna și câinele s-a liniștit, adică n-a fost pe modul atac, astfel încât să-mi facă rău. Câinii nu atacă oameni în sensul în care atacă lupii, habar n-am. Exact. Ei își apără teritoriul. Exact. Asta e prima regulă. Exact, așa că dacă sesizăm... cățel, poate era în parcul circului de exact. Mult timp în viața lui, tu ai venit pe teritoriul lui, cumva, exact. În concepția sa. Așa că dacă trecem vreodată printr-un loc și sesizăm că există câini maidănești și scăpăm de acolo, nu mai trecem a doua oară, încercăm să nu mai trecem. Și că iată, nu putem să ne bazăm că vor dispărea peste noapte. Eu am pățit-o o singură dată, ce-i drept și din vina mea, eram foarte mic și nu știam lucrul ăsta. Când vedeți un cățel că doarme, mai ales un cățeluș de pe stradă, nu vă duceți să-l mângâiați în somn. Pentru că s-ar putea ca el să nu se aștepte să simtă o mână pe el în somn și să vă muște. Bine, m-a capsat puțin, ce-i drept. Dar ăsta a fost cam singurul incident pe care l-am pățit vreodată. Mai mult de atât nu s-a întâmplat. Deci vedem, după cum ne spun și domnule la Wall Street, nu uitați, protejați-vă fața, gâtul și pieptul. Pentru că sunt foarte importante și de acolo se pot naște o serie de probleme de sănătate mult prea grave. Bun, și să mergem, să nu fugim de câinele agresiv. Nu știu dacă funcționează tehnica de tipul fă pe mortul, cum e în cazul urșilor. Nu cred. Dar e vorba între noi, Georgia, când pățești o treabă de genul acesta, când te latră o haită de câini, nu prea-ți vine să stai așa să te întinzi sau să stai și să te uiți drept. Eventual se derulează fața prin fața ochilor toată viața, știi? E greu să nu te panichezi, dar dacă aceste sfaturi sunt făcute de specialiști, cumva cred că ei știu ce se întâmplă acolo și ei ne spun să avem răbdare și să nu fugim, înseamnă că așa ar trebui, e studiată treaba, bănuiesc. Bun, mergem și tot în capitală, rămânem, dar la accidente de alt tip, la accidente rutiere. Te-ai întrebat vreodată care sunt zonele cu cele mai multe accidente? În afară de Piața Unirii și marile aglomerări urbane? Exact, la Piața Unirii se întâmplă lucrurile astea în mare parte, dar e cumva un clasament făcut așa pe sectoare. Uite, pe primul loc e sectorul 1 cu 97 accidente, atenție, accidente grave. Nu că s-au tamponat doi amețiți care stăteau cu telefon la volan, nu, ăsta nu e accident grav. Pe locul 2 avem sectorul 2 cu 83 de accidente și sectorul 4 cu 80. Uite unde stau eu, în 3, lumea e mai... Vezi că avem multă verdeață în sector și e totul așa pe... și sunteți foarte liniștiți pe la verdeață, și înțeleg. Pe voie bună, așa. Vezi, nu mai facem accidente. Asta e interpretabil, da. Înțeleg ce vrei să spui. nu în zona aia. Mare grijă la aglomerările urbane, pentru că atunci se întâmplă nefăcutele, să zic așa. În momentul respectiv se pot aglomera intersecții. Noi nu prea știm să respectăm semaforul. Galbenul există și nu prea există și de cele mai multe ori blocăm intersecțiile, iar cei care sunt nerăbdători să treacă prinzând un culoar, la un moment dat s-ar putea să treacă în mare viteză. Eu cred că de asta se întâmplă, de fapt. Da, să treacă pe un galben roșiatic. Exact. Deci Piața Unirii, Universitate, Calea Victoriei, astea zonele cele mai cu bine, hai să mergem și în lumea filmului, pentru că avem nevoie să aniversăm, iată, un film celebru, un film pe care cu toții îl știm, un film la care cu toții am plâns, Titanic, împlinește 25 de ani.
Într-adevăr, sunt imagini emoționante și mi-aș dori să mergem acum puțin și în zona cărților. Facem așa o tranziție de la film la carte. Pentru că la capitolul cărți și la capitolul citit, noi românii se pare că avem parcă o datorie. Un clasament recent făcut la nivelul Uniunii Europene ne clasează cam pe ultimele poziții, se pare că puțin peste 6%, dragi telespectatori, dintre români, citesc cărți de tot tipul. Puțin peste 6%. Și mi-aș dori să descoasem puțin această problemă, pentru că în mod real, ea pare a fi o problemă cât se poate de serioasă. Altul de Loredana Dascălu, creator de conținut al celebrului canal Ascult și Citesc. Bună dimineața! Dimineața! Aș dori să abordăm această problemă cumva încă de la bazele ei. De unde pleacă problema românilor cu cititul? Mă gândesc că într-un fel sau altul din ce li se prezintă în școală, din felul în care percep ei în primă fază în copilărie cititul ca pe o povară și ca pe o datorie. Citesc ca să termin de citit, să postez mai repede la joacă. Cumva poate de acolo pleacă problema, nu-i așa? Cred că din copilărie pornește cumva problema asta, din păcate. Poate nu neapărat din școală, cred că cumva din familie. Cred că e posibil dacă îi citești copilului povești când e mic, încât se obișnuiască cu ideea asta de povești, e posibil să descopere un pic mai repede cititul. Dar și în școală recunosc, nici pe mine nu m-a atras cititul și uite că acum iubesc să citesc, dar în școală pur și simplu ideea de obligatoriu, mai ales ceva obligatoriu care poate că nu-i place copilului respectiv, e ca și cum l-ai duce să vadă un film care chiar nu-i place. E posibil să nu se mai ducă la filme pentru că nu o să-i placă. Cumva trebuie să încerci să faci, să descoperi de fapt ce ar plăcea copilului respectiv, pentru că sunt evident foarte diferiți copiii și o carte care îi place unuia s-ar putea să nu-i placă altuia. Și atunci trebuie să ai un pic de răbdare și să încerci să descoperi ce ar putea să-i placă. J.K. Rowling, că tot e foarte cunoscută de către adolescenți copii, spunea că dacă nu-ți place să citești, n-ai descoperit încă o carte potrivită. Și eu cred foarte tare în asta, că și la mine s-a întâmplat la fel. Doar după ce am descoperit o carte care mi-a plăcut foarte mult, am zis da, mai vreau să citesc, că mai vreau să mai simt ce am simțit citind cartea respectivă. Și cred că de aici pornește și la copii. Pur și simplu să-i citești cât mai multe povești încât să descoperi, să vezi ce îi place, dacă îi place și să se obișnuiască cu cititul. Iar pe urmă, evident, în capitolul școală, nu știu dacă aș putea să mă bag eu, pentru că nici nu știu ce aș putea să modific, nici nu știu cum mai este în ziua de azi, dar cred că e important, foarte important de fapt și la școală să insufli copilului cât mai multe lecturi, nu doar cele obligatorii din programă, cele scrise de autori români, să-l lași să descopere cât mai multe din literatura universală. Exact asta mi-aș dori să te întreb în întrebarea următoare, Loredana. Dacă părinții ar trebui să se panicheze că poate cei mici nu rezonează neapărat cu tipul de cărți studiate la școală și ar trebui să le ofere libertatea să învețe ei alte lucruri, să descopere ei alte domenii, cărți cu magie, cu magicieni, pe mine acelea m-au atras cel puțin în școala generală, sau dacă ar trebui să bată monedă pe acele opere obligatorii pe care le știm cu toții foarte bine deja, sau ar trebui, nu știu, să meargă în paralel. Eu cred că aici e o mare problemă, de fapt, în caz că nu-i place copilului o carte care e obligatorie în programa școlară, inclusiv profesorul, dacă insistă și îl ceartă, cum adică nu ți-a plăcut, cât mari critici au spus despre ea, că e o operă minunată, cred că aici e problema. Aici îl inhibi cumva pe copil, pentru că și eu am pățit asta, gândindu-mă, băi, înseamnă că sunt proastă dacă nu înțeleg și nu-mi place opera obligatorie pentru școală. Cred că poți să-i spui, ok, nu ți-a plăcut asta, atunci ea încearcă partea asta, nu știu, de fantasy, poate că e atras de aia. Știu că mulți adulți critică, de fapt, copiii care citesc fantasy, spunând ce înveți tu de acolo. Însă, fantasy-ul atrage foarte mult copiii, magia, lucrurile de genul acestea fantastice, și atunci eu zic să îi lăsăm să descopere fantasy-ul ăsta și magia, pentru că mai târziu o să ajungă și la operele clasice, operele acelea pe care adulții le consideră importante și de unde cred ei că doar de acolo pot să învețe. Eu cred că, în primul rând, nu trebuie să-l faci pe un copil să învețe dintr-o carte. Mai întâi îl faci să iubească să citească, încât să ajungă să citească, să învețe din cartea respectivă ceva. Așadar, fantasy-ul, da, este de aceea Harry Potter e din cea mai iubită carte și face pe foarte mulți copii să iubească cititul. Cred că e una dintre variantele cele mai bune în ziua de azi.
Să spunem că avem exemplul unui adult tânăr, să spunem la vârsta de 25 de ani, care nu prea a avut mare legătură cu cărțile de-a lungul vieții sale. Cu ce ar trebui el să înceapă? Pentru că țin să cred că nu este niciodată prea târziu pentru a începe să citim. Cu ce fel de domenii ar trebui să înceapă? Pentru că, să fim serioși, la 25 de ani probabil că Baltagul nu este cel mai atrăgător titlu. Da, chiar mă gândeam că am vorbit mult despre copii, însă eu, cum am în general adulți care mă urmăresc, pe ascult și citesc, mi-au spus foarte mulți că au redescoperit sau chiar au descoperit cititul, în primul rând cu ajutorul audiobooks. Cărțile audio în ziua de azi sunt o variantă foarte bună și mult mai rapidă de a citi, în caz că nu-ți place. Atunci cred că cumva nu mai ai scuza de n-am timp, nu pot, nu-mi place. Pentru că poți folosi, nu știu, timpul în care gătești, ascultând în căști un audiobook. Și atunci poți să te obișnuiești cumva cu ideea de lectură, de poveste, de... pentru că pentru mine asta e de fapt cititul, descoperirea de noi povești. Și cred că ar putea cumva să se intereseze. E foarte important că în ziua de azi sunt mulți sau încep să fie din ce în ce mai mulți creatori de conținut pe genul acesta de temă, cum îi spun noi, pe Bookstagram și pe BookTok, și ceea ce e foarte bine pentru că sunt rețele de socializare pe care le folosește toată lumea. Și atunci probabil că văzând din întâmplare, nu știu, pe Instagram sau pe TikTok conținut de genul ăsta cu cărți, poate că pe mulți o să-i atragă cumva și să zică, chiar dacă nu citesc, o să zică, măi, ce tot îmi arată fata asta sau băiatul ăsta cărți? Hai să văd despre ce e vorba. Și de acolo cred că e posibil să îi faci pe mulți să fie interesați cât de cât. Nu știu dacă există anumită carte sau anumite cărți pe care să le recomanzi unui om care nu a prea citit, nu știu, la 25 de ani să-i spui citește asta că sigur o să te facă să iubești cărțile. Mai întâi trebuie să-ți dai seama un pic cam ce îi place. Nu știu dacă este o femeie la 25 de ani care e cumva mai sensibilă. Cred că ceva romanz i-ar prinde foarte bine și ar putea să iubească de acolo cititul. Nu știu, cărțile lui Colin Hoover, care sunt extrem de citite. Bine, sunt cărți young adult, dar pentru femei cred că sunt foarte potrivite. Se citesc foarte ușor. În primul rând, cred că asta am recomandat și eu tot timpul celor care nu prea citesc. Cărți pe care să le citească ușor, cumva, care să nu necesite mult timp și multă concentrare, cumva, și să nu înțeleagă nimic. Pur și simplu o carte cu o poveste simplă pe care să o înțeleagă, cu care să rezoneze. Și de aceea, cumva, dau exemplu cărțile de dragoste, pentru că cu dragostea cu toții rezonăm. Nu știu dacă e ceva cu războiul, poate că nu toți simțim chestia aia sau dacă e ceva distopie, iarăși. De aceea cred că, mai ales pentru femei, cărțile de dragoste s-ar putea să fie cele potrivite atunci când încep să citească. Loredana, puterea exemplului în familie cam cât de importantă este? Că știm foarte bine cazurile de părinți care spun copilului să nu te apuci niciodată de fumat și îi spun treaba asta cu țigara în gură. La fel sunt și părinți care spun copilului citește pentru că este bine, te dezvoltă, toate cele, dar copilul nu l-a văzut niciodată pe părintele său cu vreo carte în mână. Dacă părinții sunt genul de oameni care citesc mai mult și mai des, există șanse mai mari ca și copilul să primească această, să spunem, învățătură în subconștientul său și să o facă la rândul lui? Eu cred că da, sau cel puțin sper că da, cel puțin din experiențele pe care mi le spun cei din comunitatea mea care au copii și care, de exemplu, îi lasă pe copil să-i aleagă o carte. Ai un băiețel, de exemplu, de 5 ani și îi spui, te rog, spune-mi ce carte vrei tu din bibliotecă să o citești. Și atunci, cumva, îl face să fie și el implicat, chiar dacă adultul citește, se simte cumva bine copilul că îi alege cartea mamei să o citească. Sigur, nu știu dacă pot vorbi din experiență. Ok, părinții mei aveau cărți în bibliotecă și îmi plăcea cumva și stăteam printre ele și le analizam, dar nu îi vedeam neapărat citind. Din câte mi-au povestit ei, au citit mult înainte să aibă copii. După ce au avut copii, n-au mai prea avut timp. Dar pur și simplu ideea că familia mea avea cărți în bibliotecă, cred că m-a atras. Chiar dacă nu îi vedeam neapărat citind, aveam cărțile acolo și puteam să stau printre ele și să le ating și să le descoper și să-mi dau seama ce sunt obiectele alea de fapt. Deci da, cred că e important și puterea exemplului.
Loredana, îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi în această dimineață și sperăm din tot sufletul că și noi, prin ceea ce facem și altul evident de tine și de ceea ce faci tu, putem să transmitem oamenilor un impuls spre această, să spunem, bucurie a vieții, cea de a citi. Îți mulțumim mult! Mulțumesc și eu! Antonia Ionescu este colega noastră și artist plastic. Îi spunem pe această cale bună dimineața și bine ai venit la noi și bună felicitări! Bună dimineața, Antonia! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație! Și sunt foarte fericită să fiu aici! Foarte frumos arată platoul nostru având, iată, lucrările tale. Văd că ești cantonată în zona portretului. Da, sunt foarte atrasă de portret și, în general, de tot ce înseamnă emoția umană și nostalgie, bucurii, trăiri în general. Antonia, spre rușinea mea să știi că până să văd în desfășurător numele tău, eu nu știam că tu faci treaba asta. Cum ți-ai descoperit această pasiune? De când a început? Practic a început de la 5 ani. Wow. După părerea mea este vârsta potrivită pentru orice copil să înceapă demersuri în aria artistică, dar a început datorită mamei mele, care a descoperit talentul și m-a dus și m-a ghidat foarte frumos pe acest drum și apoi, mă rog, am fost la Facultatea de Arte Plastice, secția pictură, am pictat cât am putut eu de mult și am rămas în acest domeniu, iar de curând am avut vernisaj la galeria Simeza, unde am expus alături de grupul Prisma, din care fac parte, un grup de 9 artiști. Fiecare dintre ei are o experiență foarte vastă în domeniul artistic și, așa cum spune și denumirea grupului, suntem diferiți, dar ne unește această dragoste pentru artă și respect. Tu faci parte din echipa Dragoste de România și sunt curioasă dacă de-a lungul timpului ai primit inspirație și din această zonă, având în vedere că faceți cunoștință cu oameni deosebiți pentru fiecare interviu în parte. Da, este adevărat. Am fost inspirată și pe partea jurnalistică pentru, mă rog, să realizez portretele pe care le fac, pentru că am fost în țară, în lung și în lat, și am cunoscut oameni minunați, meșteri, oameni cu credință în Dumnezeu și, da, este foarte inspirant pentru mine să întâlnesc fel și fel de oameni din toate domeniile. Cât de important este pentru un artist în procesul acesta și mă gândesc în faptul că are continuitate, cât de important este să aibă în jurul său oameni din aceeași breaslă? Foarte important. Este foarte important pentru că ne inspirăm unul pe altul, ne sprijinim și, de ce nu, ne tragem de mânecă. Vezi că poate nu o iei în direcția bună sau vezi că poate puteai să faci altfel și sunt oameni care au cunoștințe. Nu e ca și când e cineva din afară, că așa din afară e foarte ușor să influențești, să spui, da, e foarte frumos, uite, eu fac asta. Dar un specialist, practic, altfel vede lucrurile și altfel te poate sfătui. Este foarte important și sfătuiesc pe toți să încerce să stea cu oameni ca ei. Și de-a lungul timpului descoperi că sunt foarte mulți oameni ca tine și asta este minunat. Crezi în critică constructivă? Crezi foarte că mult. Putem să primim opinii de la cei din jurul nostru? Sunt curioasă dacă ai primit reacții la lucrările tale în cadrul expoziției. Ai avut ocazia să surprinzi oameni vorbind despre lucrările tale? Da, reacțiile au fost foarte bune și sunt încântată, dar întotdeauna se poate și mai bine. Și avem proiecte anul acesta, vom expune în iunie la Muzeul de Artă din Târgu Jiu și am fost invitat și la Bienala de la Brașov din toamnă. Ce frumos, felicitări! Mulțumim! Cum îți alegi personajele pentru lucrările tale? Mă gândeam, ajungeam amândoi la această întrebare. Da, toată lumea este foarte curioasă. Sinceră să fiu, pur și simplu mi-urmez intuiția. De exemplu, fetița aceasta am văzut-o la sala de sport și am făcut o poză, bine, cu permisiunea mamei, și mi-a plăcut foarte mult. Am zis, ia, o să fie un tablou. Pur și simplu știu și am făcut, asta e mai veche, din 2016, cred. Efectiv știu, este o intuiție pe care o am. Practic, ochii tăi îți spun, văzând lucruri în jur și oameni interesanți în jur, tu vei fi următorul meu tablou. Da, așa este, chiar așa este. El este soțul unei prietene, este scriitor și profesor de engleză, știu o engleză mai ceva decât Shakespeare. Bianca face parte tot din grupul Prisma și a venit toată la mine și mi-a plăcut foarte mult așa cum mi stătea părul și șalul și am zis trebuie să te pictez. Cam asta este parcursul. Mai avem acolo o prezență feminină blondă. Acolo da, este Beatrice Anghelache, face parte tot din grupul Prisma și îmi place, mi-a plăcut așa cumva melancolia ei. Are o melancolie
în suflet. Iar aici este o altă prietenă din domeniul, să zic, credinței. Și mi-a efectiv m-a inspirat și chiar acest tablou se numește The Gratitude, recunoștința, și e așa ca un simbol al vieții. Adică trebuie să fim recunoscători pentru ce ni se întâmplă și pentru ce trăim, că viața, după părerea mea, nu este ceva așa by default, este un dar. Știi, nu cunosc personal niciuna dintre persoanele pe care le-ai prezentat aici, însă toți par cumva profunzi. Poate sunt. Ei chiar sunt sau poate nu sunt, dar ai făcut-o să pară prin picturile tale. Eu cred că sunt și cred că fără să vreau văd profunzimea sufletului fiecăruia. Cum arată oamenii prin ochii tăi? Reușești să treci peste defecte mai ușor? Da, pentru că mă uit la ființa omului, nu la om. Omul de multe ori e dificil și îți mai dă dureri de cap, dar ființa este minunată. Și dacă te uiți la ființa omului, vezi tot ce e mai frumos. Și asta e tot ce contează, cel puțin pentru mine. Ce-ți dorești pe mai departe din perspectiva artistică? Ți-ai dorit, de exemplu, să predai? Da, da, mi-aș dori să predau. Am și început așa pe aici, pe acolo. La Dana Istrate m-a invitat la cursurile ei de desen și a fost foarte frumos. Dar aș vrea să predau mai mult, cred că, adulților, pentru că e la un alt nivel. Și cred că e foarte important să împărtășești ceea ce ai învățat de-a lungul vieții și să spui, să nu-ți fie teamă că cineva îți poate lua ceva, că nu-ți poate lua nimeni nimic. Oricum, în orice domeniu artistic, drumul este atât de lung și tu știi că și tu ești artistă și practic nu există scurtături. Trebuie să o iei pe drumul cel lung și cel adevărat. Și să ai curaj la finalul zilei. Umblă vorba prin redacție că echipa Dragoste de România este cu pedala accelerată la podea. Bineînțeles, Dragoste de România lângă Dragoste de artă. Da, rămânem tot în area artistică și la Dragoste de România. V-am pregătit surprize. De data aceasta, Oana Ioniță, cea mai simpatică cârcotașă, cum îmi place mie să-i spun, va fi în reportajul meu, pentru că mi-a plăcut foarte mult ideea ei de a susține cultura românească și prin Academia de Balet pe care am înființat-o acum 10 ani. Și dacă vreți să vedeți care este cel mai mare vis al ei, trebuie să urmăriți Dragoste de România din februarie, din noul sezon. Nu da din casă. Nu dau prea mult. Și pe noi pe jar. Ai avut ocazia să-i cunoști și pe cei doi copii ai ei? Sursa ei de da, inspirație? Da, am avut ocazia să o cunosc pe Isabel, pentru că era chiar la Academie și vreau să spun că pentru vârsta ei, deci are 12 ani, este foarte matură. Ea efectiv a predat altor copii care au și câștigat. Fantastic. Da, și are o aliură așa de balerină. E exact cum e o balerină, serioasă. Antonia, îți mulțumim tare mult că ne-ai vizitat astăzi și că ai împărtășit alături de noi și telespectatorii noștri această taină. Pentru noi așa am pus-o în această cheie. Iată, fiind colegi de atâta timp, dar neștiind acest secret al tău. Îți mulțumim tare mult, mult succes în toate. Și eu vă mulțumesc și nu uitați că până pe 28 ianuarie mai puteți vizita expoziția Noi și ceilalți și alte amintiri de la Galeria Simeza. Mulțumim tare mult. Mergem și în zona știrilor, pentru că fiind început de săptămână avem nevoie de informare. Da, să mai aflăm câteva lucruri. Populația României continuă să scadă îngrijorător. Am ajuns să fim la fel de puțin ca în 1966, când regimul de atunci a implementat un program de creștere a natalității. Astfel, cei născuți în acea perioadă au fost denumiți decreței, după decretul adoptat atunci pentru încurajarea femeilor să nască mai mulți copii. Deci ce observăm? Observăm că pe parcursul ultimilor 30 de ani avem o scădere a populației de aproape 4 milioane. Iar dacă ne comparăm cu anul 1966, populația României este, cea din 2021 e la nivelul celei din anul 1966. Piramida vârstelor este un instrument foarte important. Președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei, a anunțat că populația a scăzut cu 4 milioane de persoane în ultimii 30 de ani, iar în 2021 nivelul acesteia era similar cu cel din 1966. Șeful INS spune că s-a înregistrat o scădere a populației rezidente tinere, atât la recensământul din 2011, cât și la recensământul din 2021. Recensământul populației, după cum știți, a fost o acțiune de mare amploare, o acțiune desfășurată nu numai pe parcursul
anului trecut, 2022, dar e o acțiune, să știți, foarte amplă, pregătită cu foarte mult timp în urmă și se desfășoară în același timp în toate țările lumii. Tudorel Andrei spune că recensământul din 2021 arată o scădere și mai mare, mai ales la nivelul populației de sub un an, unde se înregistrează o scădere cu 18%. Pe grupe de vârstă, numărul copiilor sub 8 ani a scăzut cu 8,4%, iar al celor sub 10 ani a scăzut cu aproape 6%. Dacă numărul copiilor scade, cel al vârstnicilor crește. Ponderea celor de peste 65 de ani a crescut de la 16% la aproape 20%, iar ponderea celor cu vârsta mai mică de 65 de ani a scăzut ușor, de la aproape 20% la puțin peste 18%. Șeful INS a mai vorbit despre principalele evoluții demografice de-a lungul timpului, mai exact perioada postbelică, s-a caracterizat prin numărul redus de nașteri, după care a urmat perioada 1967-1989, în care statul a aplicat măsuri pentru creșterea natalității, iar din 1989 încoace asistăm iar la reducerea numărului de nașteri și la o consistentă migrație externă. Tudorel Andrei a menționat că în 1990 România ajungea la 23 de milioane de locuitori, iar acum nu ajunge la 20 de milioane. România a înregistrat cel mai semnificativ avans al cheltuielilor de consum ale gospodăriilor din Uniunea Europeană. Datele comunicate de Eurostat, Oficiul European de Statistică, relevă faptul că toate statele blocului comunitar au înregistrat o creștere a cheltuielilor de consum ale gospodăriilor în 2021, raportat la 2020, dar comparând datele din 2021 cu cele din 2019, cel mai semnificativ avans s-a înregistrat în România, Bulgaria, Lituania, Estonia și Suedia. Majorarea reprezintă o redresare parțială după pandemia de COVID-19. Totuși, 16 state membre UE încă nu s-au redresat complet, semnalează Eurostat. Astfel, din 2019 și până în 2021, 16 state membre UE au înregistrat o scădere a cheltuielilor de consum ale gospodăriilor, cel mai semnificativ declin fiind în Malta, -14%, Spania, -9,7%, Austria, -8,4%, Portugalia, -6,8% și Italia, -6,7%, iar cele mai importante creșteri au fost în România 4,7%, Bulgaria 4,3%, Lituania 3,5%, Estonia 3,1% și Suedia 2,8%. Cea mai mare scădere a consumului s-a înregistrat evident în 2020, când măsurile din pandemie de lockdown, distanțare socială, restricțiile impuse de guverne privind libertatea de mișcare și activitățile economice neesențiale au afectat sever cheltuielile de consum ale gospodăriililor. Astfel, comparând 2021 cu 2020, cele mai importante creșteri au fost în Croația 21,2%, Cipru 12,9%, Malta 11,2%, Grecia 10,8% și Slovenia 10,2%, iar cele mai reduse creșteri sub 3,5% au fost în Germania, Austria, Slovacia, țările de jos și Cehia. Știi la cine m-am gândit eu prima dată când am plecat de acasă azi? Ia zi-mi tu la cine te-ai la gândit. La Romina. Dar tu de știi ce greu mi-e? De luni până sâmbătă, duminică mă descurc, dar astăzi, de duminică pentru luni, pentru că nu știam cum o să fie vremea, am plecat așa ca o floricică cu niște bluji rupți, fără fular. Și eu cu o gecuță mai subțire și eu un frig. Da, măcar nu era înghețat. Parbizul da, nu ai găsit înghețat, nu. Nu încă, dar dădea semne, știi? Și parcă și vântul bătea și niște, nu ploua, dar parcă din vântul stânga, în dreapta și nu era bine. Și dar era și niște ceva umed în aer. Da, nu știm ce. Posibil, dar vreau să știu ce se întâmplă de aici înainte, pentru că am așa o impresie că se răcește vremea. Bună dimineața, Doamne ferește, Romina. Bună dimineața. Bună dimineața, dragilor. Așa este, vremea se schimbă radical, temperaturile au mai scăzut față de săptămâna trecută, dar în partea de nord-vest se mențin totuși ridicate pentru această perioadă și cerul va fi variabil, așadar va mai apărea soarele. Iar în celelalte regiuni cerul va fi noros, vor fi precipitații sub formă de ploaie în Banat, iar pe parcursul nopții ar putea apărea atât la Poviță cât și ninsoare. În Moldova și la munte
vor fi precipitații mixte, valorile termice vor fi în scădere în partea de sud și în partea de est a teritoriului. Totuși, vremea va fi în continuare mai caldă decât ar fi normal în ultima decadă a lunii ianuarie, în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 1 grad, se vor atinge prin Tulcea și Galați și Suceava și vor urca până la 14 grade în Baia Mare. În București, vremea se răcește semnificativ, vom avea parte de o temperatură maximă de 6 grade Celsius. Cerul va fi noros, iar trecător va ploua slab. Mâine va fi în continuare o vreme închisă, cerul se menține noros, dar vor fi și condiții de precipitații reduse. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe parcursul zilei, astfel rafalele vor atinge 15-25 de km pe oră. Valorile termice vor continua să scadă, astfel vor deveni normale pentru această perioadă, iar maxima va fi de 3-4 grade. Poi mâine va fi înorat, vântul va sufla slab până la moderat, rafalele vor atinge 10-15 km pe oră, iar valorile termice vor fi cuprinse între -4-3 grade și vor urca până la 3-4 grade Celsius. Acestea sunt informațiile despre vreme pentru moment. Ne revedem mai târziu cu mai multe detalii. Dar, Romina, te rog, eu măcar mai așteaptă și tu o săptămână și jumătate, că peste două săptămâni vreau să plec și eu la munte și poate prind și eu de o pârtie, de o alunecare, de aia nebună, știi? La munte deja. Da, rău cât să fie de pârtie sau anins așa la mișto de fleșcăială. Nu, chiar e ok. A fost... Bună dimineața, berbecii, o zi interesantă. Fac pași înainte, dar se lasă ghidați de vocea interioară, cea care le este ghid atunci când ajung la o răscruce în viață. Taurii se bucură de o zi foarte bună. Toate merg de la sine, iar ei simt că au spațiu și confortul necesar pentru a se preocupa de proiectele de viitor. Gemenii au foarte multe activități de care să se ocupe la serviciu. Sigur, tot aceste activități sunt și cele care le confirmă că sunt la locul potrivit pentru ei. Racii decid să iasă din anumite asocieri, dar se pregătesc să intre în altele care sunt mult mai în acord cu cine sunt ei în momentul de față. Pentru lei, ziua de azi aduce ocazia de a se reconecta cu persoana iubită la un alt nivel. Unii nativi se pregătesc să facă și un pas concret în asumarea statutului social prin oficializarea relației. Fecioarele doresc să găsească formula echilibrului perfect între viața profesională și nevoile personale. Obiceiurile de zi cu zi sunt cele care răspund de vitalitate. Nativii balanță sunt în armonie cu copiii lor, asta dacă sunt părinți. Cei care nu sunt părinți se bucură de o conectare la un alt nivel cu copilul interior. Scorpionii se gândesc să se mute sau să-și renoveze locuința actuală. Lipsa spațiului este cea care îi motivează să treacă la acțiune. Săgetătorii doresc să iasă în evidență, dar de data aceasta fac totul mai asumat. Nu este exclus să publice articole de specialitate sau să studieze temeinic un domeniu înainte de a-și exprima o părere publică. Capricornii merg înainte cu toate riscurile, dar și cu toate beneficiile și visurile pe care vor să le aducă în plan concret. Întotdeauna și-au ales provocări dificile, dar care promit și satisfacție pe măsură. Vărsătorii se simt din ce în ce mai bine în propria piele și sunt pregătiți să ia decizii și să-și asume consecințele cu care vin la pachet. Este definiția lor pentru independența la care visează. Peștii se ocupă de ei și de darurile cu care au fost înzestrați. Ei știu deja că cine are nevoie de ei vine singur către ei. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Luna este dedicată poveștilor de suflet, poveștilor inspiraționale, astfel încât întreaga săptămână să fim motivați. Și iată că astăzi aflăm o poveste de viață interesantă. Iată, Marina Hajder este scriitoare, în ciuda faptului că în momentul în care s-a născut a primit un diagnostic destul de greu de purtat pe umeri. Îi spun bună dimineața, bine ai venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit!
Ne bucurăm că te avem alături în această dimineață și aș vrea să te felicit pentru felul în care ai decis să-ți transformi viața pentru misiunea pe care o îmbrățișezi. Înțeleg că ești studentă la Facultatea de Litere și îți dorești să devii profesor. Da, desigur. Sunt învăț la Universitatea de Stat Bogdan Petrecescu HDL din Cahul, specializarea limba și literatura română, Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice și pe viitor voi deveni profesoară de limba și literatura română. Cum stai cu răbdarea? Căci cred că acesta este ingredientul secret pe care trebuie să-l aibă la purtător orice pedagog. Știu, doar că îmi plac foarte mult copiii. Ador copiii și atunci când o să fiu profesoară de română, o să ies în fața copiilor zâmbind, pentru că îmi place să transmit emoția și de fapt sunt omul care mereu a zâmbit și a fost mai puternică decât orice în această lume. Marina, cum a apărut primul tău volum, Restul e tăcere? Știu că începe cu un paragraf și vreau să te întreb dacă ți aparține sau nu. Plângem pentru a uda florile pe care le-am sădit în sufletele noastre. Mi se pare sublim acest pasaj și chiar pasajul de debut. E un citat sau este chiar ideea ta? Este un citat, doar că ideea a venit din cauza problemelor de sănătate pe care eu le-am avut întotdeauna. Totul a început la 18 ani. Eram o copilă. Eram o copilă visătoare, melancolică, care mereu i-a plăcut să scrie. De fapt, scrisul îmi curge prin vene și dacă nu scriu o zi, pentru mine este o zi pierdută. Și sunt o persoană care mereu a dorit să îndemne oamenii să citească, să citească mereu ceva frumos, bun, de suflet. Și tocmai de aceea scriu. Scriu pentru a dărui dragostea mea celor din jur. Aș vrea să povestim și despre linii de dialog, cel de-al doilea volum pe care l-ai semnat. Aici, care e povestea din spatele cărții? Aceasta este o poveste de dragoste, pe care de fapt am trăit-o eu. Am trăit-o timp de 5 ani de zile, doar că a fost frumos. E frumos să te dăruiești unui om, e frumos să iubești, doar că este... Am parte doar de o iubire imposibilă și asta și-am scris în carte. De fapt, sunt trăiri reale. Este totul frumos și îndemn oamenii să înșeleagă. A apărut la 20 de ani. Aveam doar 20 de ani când l-am scris. Și atunci eram la fel visătoare, doar că mereu mi-a plăcut să spun că acolo unde dragoste nu e, nimic nu e. Și întotdeauna trebuie să iubim, să iubim sincer și din suflet. Mi se pare fascinant că lucrurile se leagă atât de frumos între oameni. În această dimineață, prima piesă pe care am ascultat-o la radioul meu de suflet a fost "Dacă dragoste nu e, nimic nu e". Fix astea au fost și cuvintele tale și mă impresionează. Aș vrea să știu totuși ce înseamnă pentru tine vulnerabilitatea în momentul în care decizi să-ți pui în fața cititorilor bucăți imense din sufletul tău. De fapt, când scriu, scriu despre mine și, de fapt, cititorii mă știu, dar prietenii care mă cunosc, familia, știu cât de sensibilă sunt. Știu că uneori pot să plâng și știu că, de multe ori, atunci când oamenii mă rănesc, știu că, de fapt, ei o să rămână mereu în sufletul meu, chiar dacă m-au rănit, oricum eu iert. Îmi place să iert oamenii, să iubesc în continuare. Îi avertizăm pe cei de acasă că de la București în Republica Moldova există așa un mic delay și o lipsă de semnal. Marina, mai ești cu noi? Da, da. Da, sunt aici, nu știu dacă mă auziți. Da, te auzim, se mai întrerupe din când în când și rămăsesem la povestea ta vis-a-vis de bucățelele de suflet pe care le așezi în pagini și le pui la dispoziția cititorilor. Sunt o persoană sensibilă. De obicei sunt sensibilă. Ori când oamenii mă rănesc. Dar știu să dăruiesc dragostea mea mereu. Adică mereu am fost omul care a dăruit dragoste necondiționată, dragoste sinceră și pură. Ce te motivează dimineața la prima oră? Pe mulți dintre noi ne motivează o ceașcă bună de cafea. La tine ce funcționează dimineața?
La fel cafeaua. De obicei îmi trezește multe insomnii noaptea, pentru că uneori scriu și la 3. Da, într-adevăr, cafeaua poate care să facă lucrul ăsta. Mereu a scris așa. Ai vreo piesă preferată pe care o asculți dimineața? Da. Îmi place foarte mult Acasă de Smiley. Citel. Ascult mai mult muzică din România decât din Republica Moldova. Și Acasă, pentru că acasă e locul unde am prins aripi. Ce planuri ai pentru anul 2023, având în vedere că, uite, ne plasăm la începutul lui și înțeleg că urmează un volum de poezii? Când îl lansezi? Anul acesta sau mai aștepți? Anul acesta îl lansez. Sper că pe data de 21 martie, de Ziua Internațională a Poeziei, o să aduc sincere mulțumiri primarul municipiului Cahul. Totodată doamnei Marcela Mudrenco, care este specialistă a primăriei din municipiul Cahul, dar și universității, pentru că aici îmi fac studiile, și o să aduc mulțumiri domnului rector Sergiu Cornea pentru toată susținerea, doamnei Liliana Grosul, care este decanul Facultății de Științe Umaniste și Pedagogice, dar și dirigintei mele care mă susține în fiecare zi, doamna Valeriana Petcu. Ei sunt mentorii mei cumva acum în viață, pentru că eu abia aștept volumul de poezie. Sunt încântată. Și noi așteptăm cu mare drag și vrem să simțim alături, așa că ținem aproape și îți mulțumim că astăzi ne-ai lăsat să descoperim o parte din povestea ta. O să intrăm în legătură din nou mai aproape de lansarea volumului de poezii și cine știe, te așteptăm și aici în platou să ne vedem față în față.